dragi prieteni și tovarăși, primiți urările noastre calde pentru anul care începe. Vă dorim ani mulți și fericiți, sănătate și prosperitate dumneavoastră și tuturor celor care vă sunt apropiați și dragi. Mari zbânzi în construirea socialismului. La mulți ani! Obișnuiam să ne ducem toți la domnul Cristian. Și venea Dragomirescu, venea profesor Sihleanu, venea un doctor care stătea acolo, doctor Zarea, un om extraordinar de bun. Și, ca niciodată, atunci, domnule, văd că vine și domnul Iene. Și acolo au cântat Deșteaptă-te Român. Și Ienea ăsta, care era învățător, era cununat de familia Cristea. Și Ienea era informator. S-a dus și a turnat că au cântat Deșteaptă-te Român. Și i-a arestat pe 4 ianuarie. La proces l-au văzut fratele nostru, care a murit, și Lidia, sora de la Iași. Dar noi nu l-am mai văzut atunci. Era seara, când vineam de la școală. Și mi-a zis că mamă, tata a murit. Horatiu. A început să plâng. Eu n-am plâns prin moment. În noaptea aia, el a țipat și când m-am dus l-am examinat așa, cât s-a putut, mi-am dat seama care semnele de ocult intestinal. Eu m-am dus, am zis că n-am să am salariul meu, de mic copil m-am hotărât. Mă duc după tata. În 75 am terminat facultatea și la 2 ani, în 77, m-am dus după tata la periprav. Și m-am întâlnit cu niște cetățeni. Și am întrebat și mi-a zis unul, domnule, eu am lucrat la penitenciar. Zic, dar unde au fost deținuți politici? Domnule, la 12 km de aici distanță, la Grindu. Zic, domnule, dar mă duc până acolo, domnule, nu te mai duc. A zis că nu mai, sunt lacuri psihicului, s-a demolat tot, s-au făcut lacuri psihicului, nu mai găsești. Cadavrele au fost îngropate în gropi drept comun, înveliți în rogojini, dat var pistiei și nu găsiți nimic, domnule, acolo.